pentru că așa, așa este părerea mea. Prin Sky. Care este părerea ta? Sky sau cum se numește? Sky, argumentează. Acasă răzumești cu aia și aia e ce vă cer. Sky e ăla din Italia. Da, e aplicat. Hai că te sunăm dacă e. Ceea ce, ce văd aici nu coincide cu ceea ce văd acasă. Da, ai fost supărată exact spun... două zile. Poți... Dar nu contează, Maria, nu trebuie să fii supărată. Dar nimic să fie aceea zi. E la fel, timp... măi, Maria, la fel faci și tu. 3 minute plângi, 5 râzi. Despre ce vorbim? Tu spui mie că am fost supărată doar 3 zile și tu te duci acolo, plângi și după aia vii și râzi. Nu-i vorba de asta. Prietena mea, când o să-mi fac aici o prietenă sau când o să am aici o prietenă și o să-mi facă ce mi-a făcut aia, niciodată în viața mea nu o să mă... Stai să spun ceva, Alexandru pentru mine nu era bărbatul meu. Nu contează. De nu știu câți ani, n-am avut o relație serioasă cu el. Și aia nu era prietena mea de ani. Nu contează, era suficient dacă vorbeai. Ne cunoșteam de două luni. Nu contează, pentru mine lucrurile astea sunt tabu. Eu amic părerea mea, Andrada. Andrada, dacă vă luați apărarea una alteia, înseamnă că erați prietene. Erați, înțeles, dar tu poți să compari prietenia. Nu poți de 5-6 ani cu o prietenie de 2 păi luni. Nu ai cum să compari, dar atât timp cât voi erați prietene, vă dădeați în emisiune cele mai bune prietene, nu ai cum, după câteva zile după ce v-ați certat, să facă ceea ce a făcut. Și mai ales că da, ceea ce a făcut nu e atât de... I-am zis că nu e să normal și tipul. Nu am acceptat. Dar nu înseamnă că trebuie să țin dușmănie până la infinit. Ce fac? Andrada, dar tu, tu n-ai ideea că tu n-ai trecut peste. Dar ce, o scris pe camera roșie? Păi nu, dacă e Izabel, sigur, poate ne facem amândoi de c***. Bă, dar stați, nu știți că îl cheamă pe Rareș. Ar vrea Rareș. Bună! Dacă intru și eu, stai mă așa, frate. Da, mă așa că intru și eu. Hai, intră, vorbește tu. De ce vrei să intri și tu? Păi și eu vreau să te cunosc. Nu am voie să stau și aici? Nu. De ce? Dar promit că doar v-ați vorbit. Hai că te-a lămurit. Uite, te-a lămurit ea. Deci, mă las să stau și aici sau nu? Nu mă las să stau? Nu vezi că e romantic, e cu flori. Lasă că o chem pe Maria după aia. M-a dat direct fata afară, mi-a zis să plec. Gură-te! Pe ea era în camera roșie? Da. Și ce-o zic? Mamă, dar când l-a văzut pe Alex, bună, s-a luminat la față. Și când m-a văzut pe mine... Ce-o zici? Da, mi-a zis să plec. Nici cu Andrada nu a reușit să o iubesc. Dar în orice relație, atracție foarte mare și era și eu gelos și toate astea, toate lucrurile care se manifestă într-o relație, dar nu m-am despărțit sau e o problemă la mine când mă despart să mă despart foarte ușor și să uit foarte ușor sau... N-ai dat de persoana potrivită. Da, cu siguranță. De ce râzi așa când zici asta? Păi nu știu, mă râd și eu era așa. Era gen n-ai dat de persoana potrivită, cam păi, așa a fost. N-ai dat până acum, ca să simți și iubirea și... Să nu te mai desparți așa ușor. Ești luptătoare într-o relație? Da. Nu, că mai fost fete pentru mine în casă care ziceau că sunt foarte luptătoare și a doua zi gata. Nu, eu chiar sunt. Când vreau ceva, și obțin. Eu stau foarte prost cu încrederea în femei, ca să știm. Foarte, foarte, păi foarte prost. Am avut și eu experiențe mai urâte. De ce crezi tu că a făcut Mariana treaba aia? Eu știu de ce a făcut-o, dar nu vreau să-ți spun ție. Adică, ți-ai dat, știi și tu de ce. De ce? Din câte ea mi-a spus mie, pentru faptul că eu am dansat cu ea, pentru faptul că m-am dus în camera roșie cu ea și pentru faptul că... Tu crezi că a făcut-o din gelozie? Nu știu dacă neapărat din gelozie, și pentru faptul că cineva i-a spus, și tind să cred că tu, după primul episod, i-ai spus că... Sau cineva i-a spus după primul episod că eu am spus că am vorbit cu ea. Eu i-am spus? Cineva din casă i-a spus. În primul rând, eu habar n-aveam. Și crede-mă că știam și eu lucrurile alea de îmbrăcată și dezbrăcată, că mi le-ai spus, știi bine, în glumă. Eu știam că era din glumă. Mi-ai spus-o la hotel. Confuz. Asta e o glumă de-a mea. Nu, no, știi că era... Bun, eu știu că e o glumă, dar știam și eu lucrurile alea sau nu? Nu. Eram în cameră la Alexandru. Eram în cameră la Alexandru. Nu continua că... Și te-am întrebat... Încurci. Nu încurc, te-am întrebat. Știți cumva fata nouă care vine? Și a spus că da. Tu erai pe patul de la geam, nu confund, nu. Și eu eram pe patul lui Alex cu fundul îndreptat spre tine și te-am întrebat, o știi? Și ai spus, da, las că o știe Codruț, și îmbrăcată și o știu și dezbrăcată.
că știm și dezbrăcat. Dar e o glumă. Corect, dar știam gluma asta. Dar sau? Nu știu dacă ți-am spus ție. Cum mi-ai spus? Că zic, dacă nu cunosc un om, zic, da, cum să nu știu, și îmbrăcat și dezbrăcat eu. Da, a fost o Caterinca și știam chestia aia și n-am spus-o și nici în emisiune și nici mare. Înțelegi? Pentru că eu cum am spus, m-am întâlnit cu ea. Dacă eu voiam să bag strâmbe, spuneam lucrurile alea de atunci. M-am întâlnit cu ea să spun și cum. Și dacă tot e așa, poți să o iei și că da, și îmbrăcată și dezbrăcată. Pentru că acum, a fost la plajă, nu? Nu, acum vreo 3 ani sau nu mai știu exact când, eu aveam un concurs într-un loc, ea avea concurs în aceeași sală de sport și ea se schimba și eu trecuse pe lângă vestiar, dacă tot o luăm așa, dar n-am văzut absolut nimic, înțelegi? Bă, n-ai zis și... că ai văzut-o și îmbrăcată și dezbrăcată, ai zis că o cunoști și îmbrăcată și dezbrăcată. Bine, mă. Deci tu crezi că a făcut Mariana treaba asta din gelozie? N-am zis că a făcut din gelozie, am făcut-o pentru că... Mă, uite, de asta el încă luptă și încurajat de lucrurile astea. El crede că există gelozie din partea Marianei. Ok, hai să te întreb pe tine. Tu de ce crezi că a făcut? Eu știu de ce a făcut. Păi zic cine, de ce a făcut? Am vrut să dea peste nas. Să-mi dea peste nas? Da. Cu ce să-mi dea peste nas? Sau de ce să-mi ar da peste nas? De ce mi-ar da peste nas? Că am vrut să-ți dea peste nas. Că ai făcut niște glume cu ea, genul cu știu și îmbrăcată și dezbrăcată. Probabil s-a părut că e o mitocănie și ai zis, lasă că ți-o dau, eu ți-o întorc eu când o să-ți vină momentul. Să, de data viitoare să știi să nu mai faci glume de asta. E plauzibilă explicația mea sau nu? Nu. Da, niciodată, orice explic eu ți-o. Nu, dar nu, eu am vorbit cu ea și mi-a zis de ce o deranjat, înțelegi? Deci de ce o zis lucrurile astea. Dar acum... Da. Ca și cazul, puile. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, fetelor, cochetelor? Bine. Poți să rămân aici? Andrada, bine ai revenit. Mulțumesc. Rămâi, ce este să facem, doar nu uite că rămân spate, măi, Andrada. Stau aici, stau aici. Of, 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 n-ai fost cu minte? Cum ai reușit? Am picat, doamna Cristina. Dar de dansat nu te lași, că te-am văzut. Cântau fetele și tu dansai. Hai că te ajutăm să te... Hai că te aduc aici. Da, aici. Las-o acolo. Poți să vii? Da, poți să vii, că poți să-ți sopăi, nu este o problemă. Aoleu, măi, Andrada, am trebuit să o văd și pe asta. Cum să pui tu prin platou? Era... Mă și râd. Da. Am văzut că te ironizau băieții la un moment dat. Nu știu dacă tu i-ai văzut. Băieții să facă ce vor ei. Nu te-a ținut COVID-ul departe de filmări, din fericire. Dar un accident nefericit te-a ținut o zi. O zi, două. O zi. Două, da. Două. Ai dreptate, două da. Zile. Cum te simți? Binișor. Te doare piciorul? Da, e umflat încă. Dar cum ai reușit, măi? Făceam sport, doamna Cristina. Dacă nu m-au lăsat să mai merg pe Bosfor să alergam și să fac în cameră. Și? Și am picat jos. Cum mai ai? Nu știu, alergam și am făcut așa cu piciorul într-o parte. Vezi ce înseamnă să nu l-ai pe Marinescu lângă tine? Dacă era el lângă tine, nu-ți mai rupeai tu piciorul. Haideți, doamna Cristina, că poate le ia pe Romeo. Nu, că nu-mi place. Totul este posibil. Măi, nu-mi place. Nu? Am zis că este vorba frumoasă atâta. Pe fetele noi, le-ai cunoscut? Pe Diana și pe Isabel? Acum încercam să o cunosc pe Diana, dar nu prea am reușit, că nu am avut. De ce? Nu e comunicativă? Nu, ați intrat dumneavoastră și de-aia. Dar pe Isabel nu-ți dorești să o cunoști? Ba da, dar era în camera roșie. Ai aflat... Știi cu cine a fost în camera roșie, apropo? Probabil că cu Alexandru. Da, asta voiam să te întreb, dacă ai aflat că îl place pe Alexandru. Da, știam. Și? Nimica. Le doresc să fie fericiți. Ia, hai să vorbești cu băieți. Să facem conexiunea cu ei. Ia uite. Măi băieți, bună ziua! Bună ziua! Câte lucruri s-au schimbat de când nu vă mai urmăresc pe ecran? Alo, dă-mi pe... Romeo s-a îndrăgostit de o plantă. Rareș poartă o șapcă. Îți aparține șapca? Nu, eu sunt regizor, domnișoara Cristina. Da? Și ce regizezi? Tocmai regizam, nu știu. Planta lui Romeo. O istoria porcii. O piesă de teatru. Așa, Cristina, mi-a dat Cristian poruncă să fiu gras. Și? Și ui, parcă e un cămătar. Păi și cum o să mai se îndrăgostească fetele astea de tine? Ești mai de caracterul lui. De parcă se îndrăgostea vreuna când sunt slab. E, lasă, că nu duci tu lipsă de iubire. Am încercat să vorbesc cu Isabela, dar m-a dat afară din camera roșie. Bună ziua, Codruț! Uite, dacă era Codruț, mă distram cu el, da? Așa, cu cine să mă zic? Cu Rareș? Ia uite-l! Bine, tati! Bravo! Ce faceți, băi? Dar ce am făcut acum de Suleiman? Măi, Codruț, dacă ai ști ce tristețe este aici în plat,
tău. Parcă aici este camera de izolare. Băi, dar ce faceți acolo? Uite, stăm. Bine punctat, Codruț. Problema este că nu fac nimic. E prima dată când îl văd pe Codruț că vorbește în această emisiune. Auzi, Codruț, în primul rând, spune-ne cum te simți. Domnișoara Cristina, mă simt foarte bine. Adică n-am niciun simptom. Nu mai ai, vrei să spui. Păi am avut o zi. După aia n-am mai avut absolut nimic. Bun, acum te simți bine, să înțeleg. Power, abia aștept să reintru. Power, forță mondială. Domnișoara Cristina, n-am văzut-o pe Alexandra, ce se întâmplă? Nu e în emisiune? Este supărată, pentru că ce crezi? Bine, tu de fapt știi, a intrat o fată nouă, de fapt au intrat două, dar una dintre ele este Diana. Bună, Diana, ce faci? Bună. Da, sigur că o cunosc. Tu ești bine? Și? Cum a ajuns Diana aici? Păi a fost contactată, mă gândesc de echipă, nu? Cum a ajuns Diana aici? A fost contactată. Are vreo legătură cu prezența ta aici? Prezența ei? S-a înscris pentru că voia să... Maria, o să-ți pare rău că pleci din... Păi, eu nu știu, eu știu că s-a înscris pentru mine, adică acum n-a. Ea ce a zis? S-a înscris pentru mine, nu s-a înscris? Păi și tu ai fost de acord ca ea să se înscrie pentru tine? Bineînțeles. Păi puteam eu să opresc? Măi, Codruț. Codruț, vezi că Rareș își continuă, rolul că de sifon. Cum am spus înaintea ta. Las că pe Rareș îl sparge Mariana. Cu ce își continuă Rareș rolul de sifon? Auzi, Codruț, din ce înțeleg eu acolo la voi, la Oradea, Diana îți este vecină. Da. Ieri am avut-o prin Skype pe Mariana, care îmi spunea așa. Tu o cunoști pe Diana cu haine, iar Rareș fără haine. Mai spune. Da, domnișoara Cristina, dacă stăm să o luăm și așa, cu chiar și Diana mi-a zis, prima dată când noi ne-am întâlnit, ea era într-un vestiar și se schimba după o competiție. Domnișoara Cristina, eu o cunosc. Din partea mea a fost o glumă. Oricum, dai tu vestiarul femeilor. Dar... Eu chiar nu l-am văzut. Zic, Codruț. Mai bine. Am zis, eu o cunosc doar cu haine. Și atât. Doar nu am avut niciodată treabă cu ea, în plus de asta ea acasă a avut o relație, eu la fel, în plus eu eram tot plecat, adică n-am avut niciodată treabă te cu ea. Te ocupai cu mașini? Strict, hai spune despre mine, Codruț, ce fel de persoană sunt eu, că tu mă cunoști foarte bine. O persoană liniștită, calmă, din câte știu eu, cu minte. Dar știi ce mă miră pe mine? Faptul că... Diana, uite, tu n-ai reacționat în niciun fel, adică totuși Rareș a afirmat că te cunoaște fără haine. Lăsându-ne să înțelegem ceea ce dorim noi. Aude o țară întreagă. Păi a spus că a făcut o glumă. Păi da. Deci nu are cum să mă cunoască fără haine. Domnișoara Cristina. În moment ce nu este așa. Și să nu mă provoace Rareș să mai spună astfel de minciuni. Din moment ce eu Din moment ce eu oricum știam că vine în emisiune și aș fi zis că este asta și n-ar fi fost o glumă. Știam că o să se ajungă să Cristina. Aducă în emisiune. Da, Codruț. Eu vreau să întreb pe Diana, a venit pentru mine pe sau a venit pentru altcineva, a venit să cunoască, pentru că eu încă n-am înțeles. A dansat cu Rareș și l-a chemat în camera roșie pe Rareș. Păi rămâne de văzut, Codruț. Cine-mi dovedește că mă dorește adevăratul viața lui? Auzi, Codruț, niște aspecte care scapă. Cum ar fi că l-a pus pe Rareș în top, a dansat cu el, l-a chemat în camera roșie tot pe Rareș. Sifonar, viața mea, sifonar. Păi da. Nu el spune că o cunoaște fără Diana, haine. Mă rog, o glumă. Nu mă cunoaște. Ochelar, că l-a chemat că n-a fost eu în emisiune sau că așa a dorit ea. A, vine punctul, păi, Codruț. Cum e Diana? Că l-a chemat că nu eram în emisiune sau? Că nu erai tu dacă în emisiune, eu zis și ieri. Dacă era Codruț la dans. Auzi, dacă erai în emisiune, te chema pe tine. Păi mi-o zis și mie ieri când dansa. Dar până atunci Rareș este roata de rezervă. Da. L-am chemat pentru că ne cunoaște. Auzi, Rareș, dar eu vreau să lămuresc această glumă, pentru că, uite, este puțin ciudat ca un bărbat să afirme despre o femeie că o cunoaște fără haine și să lase să se înțeleagă un lucru nepotrivit dacă el nu a făcut treaba asta. De ce ai spus? Urât, Rareș, din partea ta. Nu trebuia să faci glumă. Ok, am înțeles. Dar de fiecare dată când... O fată este eliminată și urmează să vină o altă. Băi, Mariana mă întreabă pe mine: "E, o cunoști și pe asta care urmează să vină? O cunoști și pe asta care urmează să vină?" Și eu am zis: "Dar de unde să o cunosc? Crezi că eu le cunosc pe toate? Și îmbrăcate și dezbrăcate sau cum mă e așa?"
și a fost o glumă. Hai că o întorci. A fost așa. Hai că tu știi Andrada despre ce e. Andrada, de unde știi că nici măcar nu erai acolo. Erau conversații între mine și Mariana. Strict noi doi. Vreau să știi de unde știi tu ce-o zis Rareș. Eu nu cred că Mariana ar fi mințit ieri să te pună pe tine într-o lumină chiar atât de... Dar n-a zis Mariana. Nu, ai zis așa. O cunosc și îmbrăcată și dezbrăcată, n-a fost o întrebare. Eu o cunosc doar îmbrăcată, atât, nimic mai mult. Da, până la urmă, care e problema? Fata face modeling, poate rare și-a văzut o poză, ce tot atât. Diana, tu de ce n-ai luat atitudine ieri când ai auzit lucrul acesta? Păi, rare și păi pentru că a zis că a fost o glumă, pentru că eu știu în sinea mea că nu este așa, că mie mă cunoaște dezbrăcată. Nu a avut șansă și nu o să ai. Dacă am văzut atunci în vestia, poți să cunoști dezbrăcată? Nu-i permis. Are un corp? Am vrut să discut cu el, dar am zis că nu mă bag între el și Mariana, ca după păi n-are să se ajungă la discuții. Păi n-are nicio legătură cu Mariana. Tu după să se ajungă la discuții, cum că mie mi-ar place de rare și cum că... Odată ce l-ai chemat în camera roșie și ai dansat... Odată ce m-a chemat în camera roșie Adriana... Dar după l-am chemat în camera roșie, adică înainte. Diana, tu ai venit aici. Prin urmare, va trebui să fie asumată. Te vei confrunta cu foarte multe situații cărora va trebui să le faci față. Nu trebuie să te oprească nimic. Trebuie să spui ce gândești. Dacă în viața de zi cu zi ți se ivește o situație de genul acesta și vrei să reacționezi și să spui ceva, aici nu se schimbă nimic. Trebuie să fii reală. Este cel mai bun lucru pe care îl poți face. Ei toți au învățat să fie real. Să-i accepte. Măi, nu mai puncta. Să-i accepte cei de acasă așa Diana. Cum sunt ei. Și tu, bine nu trebuie să-ți fie teamă, de absolut nu. Ia, dacă tot ai punctat, Adriana, vreau să știu și eu, cine nu era? Ingră? Andrada? O să iau o titudine de acum înainte. Maia? Deci, aia, da, aia. Nu vă încercați, aia. De ce nu e aia reală? Pentru că nu este ea, doamna Cristina, ea face toate chestiile astea pentru emisiune. Să nu vă încercați. Adică, afară este Lianușel și în emisiune este... Și tu, Codruș, și-am auzit. Sigur. Adriana, mă ador. Ce discuție ai cu aia? Când vorbește așa, mie îmi place să vorbește altfel. Ba, stai un pic, Diana, mă tragi tu pe mine la rost? Mă iei tu pe mine la rost? Da, Codruț, dar ce aveți? Drepturi. Sunteți într-o relație și nu știm noi? Păi asta întreb și eu, cum? Eu cu aia sunt curioasă, de fapt, ce aveți aia de mai sunt îndrăgostită de mine. Când am fost? Auzi, Codruț, dar până la urmă te-ai hotărât, mai lupți pentru Alexandra, vrei când să o cunoști pe aia în continuare sau te limitezi la Diana? Nu, o să cunosc în continuare și pe Diana, și pe aia, și pe restul. Bine! Și cu Alexandra ce faci? O cunoaște și pe ea. Alexandra nu știu ce o să faci. Angajează la benzinărie. Sincer să vă spun, nu știu, pentru că acum am avut mai mult timp liber și am urmărit emisiunea. Așa. Și am urmărit discuția ei și cu Romeo în camera roșie și țin să vă spun că am rămas puțin dezamăgit despre ce am auzit acolo. Ai lasă că ai avut și tu o discuție. Dar nu, marea discuție care am avut-o noi a fost manevră din partea ta, lasă vrăjala. Eu știu că tu te ocupi de casa fetelor, dar să nu te ocupi și de alu băieților. Te pup. Și nu știu ce să vă spun de noi, Cristina, legătură cu Alexandra. Probabil o să mai vorbim și o să stabilim unele chestii și vom vedea ce va fi. Despre Isabela ce părere ai? Despre cine? Isabela. Păi, Isabela, care Isabela? A mai intrat o fată aici în competiție. Ia uite-o ce frumoasă e. Bună, Isabela. Ochii s-au îngălbenit ochii. Codruț, îmi pare bine. Aoleu. Of, da. Bun. Ce părere ai? Așa, la o primă vedere. Este o fată frumoasă, din câte observ eu. Adică o văd liniștită. Și rămâne să vedem pe parcurs. Pentru cine a intrat Isabela? Pentru Alexandru. Aoleu. Auzi, Codruș, știi ce mai spunea Rareș despre Diana? Da. Care avea corpul super, dar fața nu prea. Da. Corp frumos cu față urâtă. Păi cu ce? Cât față urâtă cu corpul urâtă? Ia zi. Doamna Cristina. Spune-le tu ce? Domnișoara Cristina, eu zic că are și un corp frumos și o față frumoasă. Dar de ce ar spune Rareș lucrurile acestea? Rareș, poți să confirmi tu asta că ai spus? După cum vedeți, Rareș spune lucruri. Am zis, Diana. Ce ai spus, Rareș? Am zis că ai un corp foarte frumos, arăți foarte bine și să te fericit. Ia, lasă-i puțin, Codruș, te rog. Ce ai spus, Rareș? Mie nu-mi inspir nimic, adică nu ești pe gustul meu. Da? Și... Da.
Și ai spus de față că am o față urâtă? Da, nu-mi place, mie, da, nu știu, nu mă atragi pe mine la față, îmi pare rău. Nu-mi pasă că te atrag sau că nu știu ce. Ok. Alexandra, tu de ce ai ieșit afară? Pur și simplu, mi-a simțit să ies afară. De ce? Pur și simplu. Că mai fac un pic. Puneai afară că acea afirmație pe care a făcut-o Rareș, de fapt îi aparține lui Codruț. Este real? No. Ți-am zis că... Codruț! Tu ai spus? Mamă, frate! Alexandra, ia zi. Hai, dacă a zis Rareș, că a zis Rareș, cum poți să zic Alexandra? A zis amul. Bine, Rareș. Bine, Rareș, că l-ai bravo, protejat. Maria. Da, doamna Cristina, Codruța. Ia lăsat-o pe Alexandra. Codruța a zis lucrurile astea pentru a mă împăca pe mine, ca să nu cred eu că el o place pe Diana. I-a spus nu numai mie, Alexandra, a spus și Maiei lucrurile astea și Maia mi le-a spus. Și el mi l-a spus, deci da, Codruț a spus. Bravo, deci Codruț a dat ție mesaj și ți-a spus despre Diana, care avea un mesaj la telefon. Dacă e la telefon, lasă. Alexandra, unde ți-am zis eu că Diana e o fată urâtă? Doamna Cristina, o putem contacta și pe Maia, bineînțeles, dacă vă mai spune în acest moment. Adică cineva din producție era acolo de față când eu vorbeam la telefon și s-a făcut această afirmație. Nu am de ce să vorbesc prost. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.